Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze furtunoase invitatul special de astăzi, Edi Vacariu. Salutare, oameni buni. Salutare, mă bucur foarte mult să vă revăd. Pe tine te știu. Parcă ne-am mai văzut. Oameni buni, am o problemă foarte mare și chiar simt nevoia să o împărtășesc cu voi. Poate unii dintre voi știți, poate alții nu. Acum ceva timp am reușit să câștig sezonul 8 Aimor, sezonul anterior. Vă mulțumesc frumos. Și am zis, bă, în sfârșit o să mă oprească și pe mine lumea pe stradă. Unde e dracu, ne-au pus ăștia să purtăm măști. Singurii oameni care mă opresc sunt paznicii de la magazine ca să-mi bage chipul. În rest, nimeni, frate. Știți cu chipul, nu? Cu 5G. Bill Gates! Exact, da. Nu știu dacă sunteți împotrivă, dar vreau să vă spun că eu sunt foarte... Înainte eram așa, mai emotiv, mai panicat pe scenă, ați văzut. Am venit acum câteva sezoane, nici măcar nu m-ați difuzat. Am venit acum cu chipul... Vorba ta, e Bill Gates din spate de la butoane, dar foarte... Deci chiar vă recomand. O să vă spun acum pentru început despre două categorii de oameni pe care eu nu-i suport. Și prima ar fi ospătarii care nu te lasă să comanzi ce vrei. E știți? Ați dat vreodată de ei? Acolo unde mergeți voi la scump? Probabil nu. Unde merg eu la fast food? Exact, nu știu. Le zici, vreau și eu, te rog, o pizza diavola. Și zice, parcă aș merge mai degrabă pe prosciutto. Și ăștia, nu te-am întrebat pe ce ai merge, dă-mi diavolul aia odată. Și a doua categorie de oameni pe care nu-i suport sunt oamenii care te întreabă ceva, pentru că nu știu, că de asta întrebi, că nu știi, nu? Și după ce le răspunzi, ei neagă. E știți? Aia care te întreabă, nu știu, mergi de seara la stand-up și tu spui nu. Și te spune, ei, nu. De ce mă mai întreb? Și asta nu suport de la tata, de când eram mic, că mereu veneam cu note mici acasă și mă întreba, oare să te bat și azi? Și ziceam, nu mă mai bate tata. Și zicea, ei, nu. Sau mama săracă, pe mama o întreba mereu, oare să mai beau un pahar? Și zicea, nu mai bea Dane. Ei, nu mai beau. De ce nu mai întreb? Mi-am făcut și prietene de când nu ne-am văzut ultima oară, mi-am făcut relație serioasă pentru că nu se mai pățea. O să vă spun și ce m-a convins să-mi fac relație serioasă. Eram într-un club acum ceva timp, într-o terasă de asta făcută ca un club. Eram destul de beat, ochiul ăsta mi-a murit, ăsta mai era așa un pic cât să prindă lumină și văd pe tipă la bar mai departe. Era o tipă înaltă. De, în fine, bă, minunată la ora aia. Pac și văd, zâmbesc, zâmbește. Mă duc la ea cu dansuri, rea și toată acolo. Zic, așa dansează ea. Ajung în viața, când dă un șat, mai dă un șat, mai dă un șat, mai ia de mână, face așa. Eu la cât de beat eram și un câine, dacă mă trăgea tot ceva. Știi că mi-e la beție. Urcăm în taxi, la ea într-o garsonieră mică, ea se duce la baie, eu mă descalz, mă arunc pe canapea, dau cu mașul jos, desfac un picureaua și o aștept. Bă, și aude dincolo. Eu sau tu. Bă. Știi cum a fost? Ca la magie, mă, când ai pocnit odată din degete, aveam cămașa pe mine închisă până în gât cu sută aici, am făcut o badicurea o dată de două ori. Și mi-a ieșit prințesa în goală și... Atât am întrebat. Și a zis, nu. Și a zis, ei, nu. Și de atunci am zis, bă, trebuie neapărat să-mi fac relații serioase. Dar că singura problemă ar fi că prietena mea e cam de la țară. Mă rog, nu e neapărat o problemă, o problemă e că m-a mințit. M-a mințit pentru că în primele 2-3 luni de relație, eu cunosc un om București, o fată frumoasă, îmbrăcată bine, mi-a zis că e dintr-un oraș și eu am crezut-o, doar că a omis să-mi spună că de fapt e dintr-un sat de lângă orașul ăla, dar e fix același lucru. Na, ce mi-e Cluj, ce mi-e satul Livada din județul Cluj, adică na. Și oricum am prins-o că e de la țară prima dată când am zis-o la hotel. Bă, dacă n-a pozat lebedele alea, ferească, bă, din toate unghiurile. Bine, am prins-o cum am intrat în cameră, că a făcut, ia uite, păsări. Până i-am explicat-o că alea sunt prosoape, deja i-a trimis poză lui măsă, aveți grijă cu o căpușă asta. Nu, că păsările n-au căpușe, numai animalele. Bă, vezi circul, dracu. Și mi-a și confirmat că e de la țară, pentru că seara a continuat așa. Ea s-a dus pe balcon, a admirat peisajul, chiar am la munte, a fumat o țigară, două. Eu m-am dus la baie, am făcut un duș, m-am uscat cu feu, nu că nu este lebedele fetei, am venit și m-am pus în pat. S-a întors și în cameră, s-a schimbat în pijamale, s-a dus la baie două minute, a venit și s-a pus lângă mine. Pentru că, bă, omul de la țară seara nu face duș. Omul de la țară seara ce face? Se spală pe picioare, mă. O să pot ahoita, transpirație, păr gras, de zici că-s dreduri. Mă, dacă ești curat pe picioare, te-am pupat, tati, ești ca nou, somnușor. Asta e la omul de la țară. Și mi-a și recunoscut. Nu că m-am gândit eu că poate asta a făcut la baie. Nu, mi-a recunoscut că a venit și s-a pus lângă mine și eu am zis, ce faci? Și am zis, ce fac? Și am zis, păi ce? Zici că eram violă și cu vulpița, să-mi bat piciori. Nu mai aș da aceeași întrebare de câte patru ori, zici că e un joc, care greșește primul pierde. Și până la urmă s-a hotărât ea și a zis, păi ce să fac, m-am spălat pe picioare și m-am pus în pat. Zic, da. Zic, chiar mă gândeam, pentru ce pus aia, mă, dita mai furtunul la duș, că doar nu ud în curte. Pune, dracu, dușul jos, într-un suport, m-am spălat un pic pe picioare și somn.
Ne-am și certat acum ceva timp pentru că mi-a zis că prietenele ei se alintă cu iubiții, cu pisoiași, motănași, cu animăluți, așa și se face și noi la fel. Și am zis, bă, nu vreau, nu-mi place, ce e asta? Dar, mă rog, la câteva zile eram cu ea și cu încă două cupluri și auzeam pe aia, cu dă și mie apă pisoiași, sigur ursuleț. Zic, hai mă să o fac și pe ea să se simte bine. Și m-am gândit bine, bine la un animal, m-am uitat la ea și am zis, noi ce facem, mai stăm cățeaua mea? Și s-a supărat. Așa e, mai supărăcios. Atât am avut pentru voi. Vă mulțumesc mult. Ciao. Bun. Concurenții din...